Ce a putut spune Ștefania despre Cosmin după ce a ieșit din Casa Iubirii pentru a începe o relație cu el? Ce se întâmplă între ei? Ajungem seara să ne reproșăm chestii. Ștefania, fosta concurentă de la Casa Iubirii, a fost foarte sinceră și a dezvăluit ce se întâmplă între ea și Cosmin. Ștefania și Cosmin sunt foarte fericiți împreună iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber din postările de perețelele de socializare, acolo unde apar împreună, dar și din declarațiile de dragoste pe care și le fac unul altuia. Ei bine, recent, tânăra a făcut o serie de dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, Cosmin, după ce a părăsit emisiunea matrimonială de la Canal de pentru a avea o relație cu tânărul. Fosta concurentă l-a dat de gol pe iubitul ei și a zis, fără rețineri, ce o deranjează la el, ceea ce nu-mi place este că se supără foarte repede, este un pic cam supărăcios, dar asta pe parcurs încercăm să rezolvăm, a spus Ștefania, în cadrul emisiunii Culisele Iubirii. Ștefania a dezvăluit cum se înțelege cu Cosmin. Ștefania a continuat seria dezvăluirilor despre relația ei și a spus că, într-adevăr, între ea și Cosmin există mici neînțelegeri, care de cele mai multe ori pornesc de la treburile casnice, dar totul se rezolvă rapid și nu adorm niciodată certați. Bianca Comănici, deci locuiți singuri, Ștefania, da, Bianca Comănici, cum e până acum? Ați avut vreun fel de discuție? De la o furculiță, de la o chestie mică. Ștefania, cine spală vasele? Cine dă cu aspiratorul? Mie nu-mi place să dau cu aspiratorul, lui nu-i place să spele vasele, dar încercăm. Câteodată unul n-are chef, câteodată celălalt, și ne mai ciondănim seara. Ajungem seara să ne reproșăm chestiile astea de dimineață, dar nimic important. Bianca Comănici, bănuiesc că atunci când adormiți, deja vă împăcați. Ștefania, da, da, Bianca Comănici. E vreo seară în care s-a dormit supărați, Ștefania, nu.